În continuare vom crea cele două rânduri de text, să le zicem, din frontispiciu. Aici motoul și directorul fondator al publicației, respectiv informațiile editoriale și liniile și elementele care le delimitează. Deci, în primul rând, să creăm, le luăm în ordine de sus în jos. Partea asta de sus conține două casete de text, una cu text aliniat la stânga, una cu text aliniat la dreapta. S-ar putea face și într-o singură casetă, dar pentru că textul este cu fonturi și dimensiuni diferite, e mai ușor să facem două casete separate și două linii deasupra și sub. Fiecare este un element separat și așa le vom crea și noi. O să apăs din nou pe W ca să văd care este marginea. Și evident, linia de sus vine exact pe marginea superioară. Apoi textul la dimensiunile sale, centrat între cele două linii și următoarea linie vine la bază. Haideți să desenăm prima linie. Ca să desenăm linii, nu este deloc greu, nici nu este o procedură care se întâmplă atât de des în design, de fapt, pentru că mai mult lucrăm cu casete și conținutul lor, dar avem în bara de unelte, sub unealta de text, line tool, unealta care desenează linii. Și o să dau click aici în colț și vedeți, dau click și trag și desenez o linie. Dacă țin shift, InDesign mă forțează să desenez acea linie perfect orizontală sau verticală, dacă trag în jos sau la 45 de grade, ceea ce este un mare avantaj. Deci o să țin shift să o trag perfect orizontală, până din nou îmi apare linia aia verde care îmi conectează sigla dilema veche cu linia pe care o desenez eu. Și acum dau drumul la mouse și am o linie neagră care vine deja cu proprietățile potrivite, cred. Hai să vedem. Dacă dau click pe ea, zice că are un punct. Nu, este prea groasă, trebuie să fie ca linia de la caricatura de lângă, deci o să schimb aici de la un punct la 0,5. Există posibilitatea ca în momentul în care creați voi o linie nouă, dacă nu ați mai lucrat în InDesign, linia respectivă o să o desenez aici diagonală sau, mă rog, nu dreaptă, nu perfect orizontală sau verticală, să se vadă mai bine. Linia să n-aibă niciun fel de aspect. Este acolo, vedeți că are o casetă care o delimitează. Dacă apeși pe W să văd toate liniile astea, nici măcar atunci nu chiar o văd, dar este acolo. Doar că, vedeți, grosimea ei este 0, pot să-i pun 0,5 aici și atunci este vizibilă. Dacă pățiți asta, încercați să o căutați, vedeți, dacă mergeți cu mouse-ul deasupra elementelor, la un moment dat o să apară exact când sunteți cu mouse-ul deasupra, căutați-o și setați-i o grosime și va deveni vizibilă. Este acolo și dacă nu are culoare sau grosime. Deci, avem această linie. Putem, în loc să desenăm încă una, uitați, putem să o desenăm direct pe a doua. Putem să-i dăm, să o selectăm pe asta, din nou, cu săgeata neagră. Venim și fie reușim să dăm click fix pe ea, fie facem un pic de dreptun care să o cuprindă și o avem aici și putem să dăm, de exemplu, click dreapta, copy și paste. Și o va pune în mijlocul ecranului, dar o putem lua
să o ducem deocamdată undeva aproximativ. Vom uniformiza spațierile spre sfârșitul finalizării zonei de sus a revistei. Și acum avem ambele linii. Se poate și desena altă linie, la fel de ușor. Țineți minte să țineți shift. Se poate și copia. Și acum vom face o casetă de text pe care o să o fac exact de la o linie la alta și de lungă, încă nu știu exact cât, așa că o să o fac destul de lungă. Și aici o să scriu sau o să iau din fișierul de text textul cu copy și paste. Setările pentru acest text, selectați-l pe tot, sunt Adobe Garamond Pro Italic ca font, aici sus, Adobe Garamond Pro scrieți și vi-l va găsi, și dacă puneți din greșeală regular sau bold sau ce-o fi, de aici selectați italic, și dimensiunea de 17 puncte. Deocamdată lăsăm așa aliniat cu partea de sus și vom reveni. Și pot să acum să vin să scurtez această casetă să nu mi-ocupe mai mult spațiu decât este nevoie. Și mai fac una la fel. Aliniată. Să dau un pic zoom aici. Să se vadă. Aliniată din nou la dreapta, exact cu cele două linii și cu sigla. Și aici dau paste la textul director fondator Andrei Pleșu. Și fontul este Avant-Garde EF normal. Pentru director fondator este regular și pentru Andrei Pleșu este Avant-Garde EF. Să scriu din nou aici. Avant-Garde. Scris greșit. Problemă, ceea ce se poate întâmpla. Nu e acesta fontul. Am dat din greșeală click pe Find More. La Fonts caut. Avant-Garde EF Medium. Așa a venit. Bun. Și acest text trebuie aliniat în casetă, în partea dreaptă, să fie frumos aliniat cu toată grafica pe care o avem, așa că mergem aici sus, aveți grijă să fie textul activ, nu-i musai să fie selectat, dar să fie activ, să aveți cursorul ăsta care pâlpâie, oriunde, nu caseta. Și aici sus alegeți alinierea la dreapta. Când dau click, vedeți, se va alinia. Bun. Și acum nu arată grozav. Dimensiunea aici este de 11 puncte. Să duc aici. Și acum o să vrem să aliniem acest text vertical între cele două linii. Pentru că am făcut casetele de text exact cât spațiu dintre cele două linii, putem să aliniem textul vertical la mijloc în casetă. Nu contează de fapt unde sunt liniile, doar în casetă se aliniază. Dați click pe casetă de data asta, nu pe text. Deci să nu fie activ textul, să nu pâlpâiască cursorul. Puteți să dați escape sau să veniți cu prima unealtă de aici cu săgeata neagră și să dați click pe casetă și veți avea aici sus
acest set de patru butoane care aliniază textul în interiorul unei casete, sus, jos, la mijloc sau îl distribuie în așa fel încât să ocupe toată caseta. Deci acum este sus, jos și noi vrem la mijloc. Și la fel și cu asta altă casetă, la mijloc. Deocamdată arată destul de bine, spațierea cred că este un pic mai mare, dacă un pic cam mare, dar cum spuneam, o vom rezolva la sfârșit. Și pentru textul de sub facem aceeași procedură, o linie dreaptă de la o margine la cealaltă cu grosimea de 0,5 puncte și o copiez și pe asta. Un alt mod în care puteți copia obiecte în InDesign este să țineți Alt, tasta Alt pe tastatură, și când dați click și trageți un obiect, în loc să-l mute, îi face o copie. Și o să mut un pic mai în jos. Și tot așa vin și fac o casetă exact între cele două linii. Când ajung la marginea ecranului, mă duc în continuare și va scrolla automat. Dau drumul și aici vin și dau paste la textul următor. Mi se pare că aici am început linia să desenez prea devreme, așa că dau zoom mult. Vin, dau click și trag exact până la margine și la fel și caseta de text. Vin și o trag exact până la linie. Așa. Să fie totul aliniat frumos. Și acum formatăm textul. Vedeți, este același font ca la director fondator Andrei Pleșu. Deci o să îl selectez pe tot și pun Avantgard EF normal regular, dimensiunea aici este tot de 11. Și vedeți de asemenea că unele elemente aici, anul, numărul, elementele variabile în principiu sunt un pic mai bold. Deci mergem și selectăm cealaltă variantă. Avantgard EF Medium. Și va mai trebui să introducem pătrățelele respective. Medium și oare ce mai este aici? Atât, numărul și anul sunt cele care au nevoie de o variantă mai groasă. Și trebuie să introducem și pătrățelele dintre elemente, care sunt un alt font. Deci, avem nevoie de un singur element dintr-un font pe care nu-l chiar putem folosi de pe tastatură. Pentru asta o să folosim un panou care este foarte similar cu panoul Symbols din Word, dacă ați folosit vreodată, de unde puteți alege orice semn dintr-un font. Mergem sus la meniu Type, gen Glyphs, și aici o să vedeți toate semnele, am făcut din greșeală aici o casetă, o să șterg. Toate semnele dintr-un font. În acest moment este fontul pe care l-am folosit noi aici, care este activ, dar o să pun cursorul după de tranziție și o să schimb fontul aici în ITC ZAF. E suficient să scriu Z. Apăs pe Tab și îmi dă, vedeți, este un font care nu conține de fapt litere, conține doar simboluri, și o să dau dublu click pe acest pătrățel și vedeți că mi-l inserează. Ăsta cred că e cam mare,
Să văd dacă, cred că era și unul mai mic. Nu, era și unul mai mic, dar pot să-i schimb dimensiunea dacă vreau să fac asta. Deocamdată îl las așa. Și pot să dau click mai departe anul și să dau aici din nou dublu click pe ăsta care este recent folosit, sau pot pur și simplu să îi dau copy și să-i dau paste unde am nevoie de el, să nu uit să mai pun un spațiu în față, să aibă și în dreapta și în stânga spațiu. Paste, spațiu, spațiu, paste, și paste, spațiu, și încă o dată. Bun. Cred că dimensiunea e ok, nu trebuie făcut pătrățelul mai mic. Aici am un spațiu dublu, o să-l șterg. Și acum trebuie din nou să centrăm acest text în casetă. Și după cum vedeți, în original, textul merge, este spațiat în așa fel încât să se întindă dintr-un capăt în altul exact. Și o să facem și noi asta foarte simplu. Trebuie să activăm textul, deci o să dau dublu click în casetă. Și aici sus, unde avem aliniere la dreapta, la stânga, pe mijloc, avem Justify All Lines, acest buton care are toate rândurile aliniate, care îmi forțează textul să se alinieze tot timpul și în dreapta și în stânga, modificând spațierea dintre litere în așa fel încât să se potrivească. Și atunci o să dau pe el și vedeți, textul se va întinde automat. Și așa am terminat și cu partea de sus cu frontispiciul publicației.